Pe durata a 3 zile la începutul acestei luni, anchetatorii au strâns dovezi ale abuzurilor din centrul social aflat în Suceava, unde își desfășura activitatea asociația, unde erau angajate ca terapeut cele 5 femei. Măsurile și tratamentele care constituie rele tratamente și care au fost reținute în sarcina inculpatelor au vizat în total 5 victime minore și au fost din cele mai diverse: agresiuni verbale, ton ridicat și agresiv, amenințări cu acte de violență și moartea, înjosirea victimelor, injurii, loviri repetate, smucituri agresive, lipsa de supraveghere, reacții autoritare, diverse corecții fizice aplicate pentru ca minorii să execute în tocmai dispozițiile date. Asociația nu apărea în bazele de date ale autorităților statului ca fiind prestatoare de servicii sociale. Nici Agenția Județeană de Plăți și Inspecție Socială și nici Protecția Copilului nu știau de existența acestui centru. Punctul de lucru de aici nu avea depusă nicio documentație pentru obținerea autorizațiilor. Probabil din această cauză nici nu există vreun semn care să indice că aici ar fi un centru de îngrijire pentru copiii cu dizabilități. Nu avem un protocol de colaborare, se numește Steaua Speranței, e o asociație făcută de părinții copiilor cu dizabilități. Faptul că au fost agresați copiii și verbal și fizic este de neconceput, deci nu pot să mă gândesc că s-a putut întâmpla așa ceva. Inculpatele au profitat de starea de vădită vulnerabilitate determinată de vârsta fragedă și starea de sănătate a victimelor, precum și de imposibilitatea acestora de a comunica părinților traumele la care au fost supuși din partea unor persoane pretins calificate, care ar fi trebuit să le ofere terapie, siguranță și protecție. Nici vecinii nu știau mare lucru despre ce se întâmplă în centrul deschis de asociație. Vedeau însă zilnic părinți care își lăsau copiii acolo. Aici s-a făcut un fel de loc de joacă pentru copiii care au dizabilități. Deci copiii care mititei de tot, care nu știu să vorbească. De cât timp funcționa acest centru? Acum de curând, de câteva luni. 2 luni. 3 luni, vin dimineața mămicile cu copiii, lasă aici, vine la un moment dat, nu știu mai departe. Au auzit vreodată scandal, țipete? Nu. Nu v-a ridicat niciodată vreo suspiciune? Acum când am văzut jandarmii și poliția, mi-a ridicat suspiciune, chiar îmi vorbi cu soția. Vezi, ce se întâmplă aici? Știrile TVR au încercat să ia legătura cu președinta organizației, însă aceasta nu a putut fi contactată. Una dintre cele mai importante și mai vechi organizații din țară care sprijină copiii cu dizabilități, Star of Hope, a ajutat asociația din Suceava în primele sale proiecte de strângere de fonduri. ONG-ul se delimitează însă de acțiunile acesteia. Este doar o coincidență de nume. Noi nu mai avem nicio legătură cu această asociație, nu știm ce se întâmplă acolo. Noi doar am contribuit la înființarea lor și să-i ajutăm să pornească la drum, așa cum am ajutat foarte multe asociații de părinți ai copiilor cu dizabilități din România. Protecția Copilului a anunțat că va acorda consiliere psihologică părinților și copiilor cu dizabilități care au fost supuși relelor tratamente în centrul din Suceava. Atenție, în caz de urgență, apelați numărul Tel Verde 0800 500 333 destinat victimelor violenței domestice, iar la numărul de urgență 119 se pot semnala cazurile de abuz asupra copiilor.